E, nu e adevărat. Lasă că îl întreb eu. Gata. Azi îl întreb. Cu prima ocazie i-a spus să pună să vă înregistreze și pe dumneavoastră. Mă ajută ca să puneți la creier, mă. Nu ne-am pe mașina fabricii. Ce crezi că n-am întrebat pe poliție? Adică directorul e mai presus decât poliția, să l-am întrebat. N-ai voie. Păi ce tu faci, ce vrea mușchiul tău? Ai dus fabrica de râpă. Îl vorbesc pe director, dar rog pe directoare. Cine? Tu și cu tatu. Și ăla la fel făcea. Da, l-a dat afară. Că era bântă. Consilierul, auzi, când am auzit că vine să fie consilier la fotovoltaice, am zis că, Doamne, chiar că s-a dărâmat, chiar că îmi zic, Doamne, chiar că se unește cerul cu pământul. Ce ai așa? Cum te duci în fața muncitorilor la ora asta? Eu să ne... Ce? E? Doamne, mai cald! Uite-l! Îl vezi pe Hep unde e? Câte zile îi dai? Uite, Dumnezeu! Îl vezi pe Dumnezeu unde e? Băi, băiatule, v-ați bătut-o în joc, cât mai stau, nu mai zbași deloc. Deloc! Vorbă, dacă ajung în frută, e treaba mea, Dumnezeu știe, dar nu stau la cheremul lor proști. Uite, pe unde e? Pe aici arpacorul? A, unde se duce Cernat? Acum vine că nu ai văzut? Nu le înregistrezi, ai pune stația. Înregistrează cine e în fața ta acum. Îi spui că ai venit să mă iei. Frații dracului, să fiți de mafioții dracului. Nu vedeți cum pară de Dumnezeu? Uite, acum poți să spui că nu e în față? Scârbele dracului. Să mă înregistreze, Pavel, stația. Îi spun eu lui director. Dumneavoastră nu știți ce face solitatea asta dumneavoastră. Să nu înțelegem, până cu dracu să te înțeleg. Ce să te înțeleg? Că ești un mafion cu sindicul Cernat cu toți. Mă bine mă pun să-mi iau concet două din mă. Măi, figură de stil. Și că de 2 ani aștept să plec, nu mai plec. Avea vreme, dar nu mai plec. Poate plec. Un kilogram de folie la un palet, tu la ăia ieri ai pus 2 kilograme.